Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu. Abia acum am observat. Băi, cum ne chemăm bătrâni că tu ai barbă? A, păi da, vreau și eu să par mai deci, dur. Deci, în ultima vreme operație, ți-a lăsat-o. După operație. Bă, nu, din de când facem emisiunea. Și unde, dracu? Păi n-aveați operația de cataractă. Acum văd la distanță, doamne. Hai, arătați-ți telefonul. Ce să arăt? Telefonul. Facem o reclamă? Da, hai. Ca să putem discuta despre... Da, hai, haide. Deci, chinezii au făcut... Chinezii, da? Păi chinezii. Da. Au făcut cel mai subțire... Deci, vedeți, ăsta-i telefonul, da? Dați-mi-l mie să-l prezint eu la cameră. A, filmezi tu? Hai că, uite, filmează dumneavoastră. Da, într-adevăr, e... Nu, el... Practic, e cât ăsta, da, dar... doar că are ecran dublu. Arătați ecranul dublu. Păi nu, aici așa. Și el da. Se deschide, da. Și când vrei să... Să citești, să fie tablet. Ca o tabletă, incredibil. Da. Foarte important. Intrați pe un site, vă rog. Viteza. Da? Să intrăm pe un site. Da, ca să vedem cum se vede mini-calculatorul. Ah, m-ați înnebunit, da? Uite, uite, dăm știri pe surse, da? Da. Vedeți? Am făcut așa repede. Incredibil. Și e pe ambele, da. Nu, uite, viteza. Ah, da, e... Nu, are un... Păi viteza nu ține de net, ține de și de telefon, nu? Nu ține de procesor. De are procesor. Cel mai bun procesor, e... Nu s-a mai făcut, nu, care-i șmecherie, că asta-i comic. Huawei au lansat prim acest gen de telefon, un fold, pentru că chinezii, care sunt cu un secol înainte europenilor, merg pe următorul, cu totul pe telefonul mobil, totul. Fiecare... Adică să nu mai ai nevoie de laptop, de da, nimic. Da, fiecare altceva. Chinez are două telefoane, la Shenzhen se face la 27 de secunde un smartphone. Dom'le, la 27 de secunde, da? Și atunci... acolo sunt. Și ei au lansat primii. Era un pic greoi. Au venit Samsung-ul, i-au imitat, dar el a tot acest un fold are două mari probleme. E greu. Nu care? Ăsta. Nu ăsta, ăla. Ăsta, da. Și ăla primul. Și la Samsung, ca să-l fac de râs, se face aici o dungă. Aici, incredibil. La asta nu se face. N-au putut să scoată dungă aia. Nu, se face după un timp, da? A, se face dungă. Problema la Huawei primul, Huawei... De ce carte să se facă dungă? Nu, păi, e aici. Prin, problema băi, la stai Huawei... Mare, stai puțin, că e aici, el da, din era, două. Care era problema? La... Problema era că Google nu, voia, nu le dăduse... Accesul și nu da. Puteai să accesezi de pe el. La primul care l-am am aranjat, că sunt normal, bandit. Normal, IT-s, normal. Da. Găgești. Nu, am ocolit. Găgești, da, da. E normal. Și atunci, ei au ajuns cu Samsung-ul, am și Samsung 1, au ajuns la Samsung 5, tot bolovane. Și atunci ei au făcut ăsta, care nu mai e Huawei, este Honor. Aha. Este o firmă din Germania. A, și prin firma aia au acces nu la mai, Google. Păi nu mai sunt Huawei. Nu mai, da, e o firmă din Germania, ce vrăjeală. Mare stru, că de hai dacă vrei discutăm. Deci, eu ți-am am venit a, să fac nu, pe lângă... Deci, e foarte important ce spun eu acum. Eu credeam, da. Dacă te uiți, de Occidentul, e foarte important chiar, tu e singurul în stare să înțelegi ce zic eu, că Occidentul a fost de-a lungul, deci chiar secolor, timpului, da? Înainte prin tehnologie. De-aia rușii luau de la ei tehnologie, da? Problema este că dacă te uiți la... rezoluția PPE, la declarațiile lor, ei vorbesc de muniție. Eu mă așteptam ca în perspectiva alegerilor, ei să spună, bă, sunt, știi că ei sunt în urmă cu vreo două decenii față de chinezi și americani. Chinezi și americani sunt umăr la umăr la inteligența artificială și la ăsta, da? Ei mă așteptam, vorbesc serios, mă, acum să aibă proiect, digitalizarea, toată, 5G-ul, i-au ajuns la 6G. M-a râs tu că cine pierde și aprobă... Bătălia și asta pierde orice. Pierde totul. Nu poți să ai arme și cutare, da? Adică dacă nu ai aceasta... Iar ei sunt... Uite să domnule, apropo de școală, da? Dacă eu aș fi candidat acum, chiar și la București, dar nu cred că o să fie atent cineva, aș spune, în pandemie, mai ții minte, noi am discutat... În pandemie a fost descoperirea internetului în școală, da? Da. Și școală de casă, mă rog. Nu numai, nu, a internetului. Și da. Atunci, eu am zis și eu și tu am pledat, mă, hai să luăm școală cu școală și să vedem. Are internet de mare viteză, are router, pentru că
Eu am acasă router pe țeavă, dar nu pătrunde. Din cauza zidurilor, pereților, trebuie să mai am în alte camere alte rutere. Da, da, s-a întâmplat și mie asta, da. Și atunci, modernizarea de educație vine... Dar e multimedia, mă, când predai Dunărea, nu vorbești. Da. Arăt, bun. Și arăți doar la o hartă oarecare. Chinezii, în fiecare sală de clasă, că ei sunt la inteligență artificială, umăr la umăr cu americani. În fiecare sală de clasă au camere de luat vederi care stau toate pe elevi. La sfârșitul lunii, inteligența artificială spune, vezi că tu, profesor, elevul cu tare, vezi că elevul cu tare se tot scobește în nas. Adică face fiecărui elev un portret. Un portret. Da. La ce atent. Profesorul îi spune, vezi că clasa, ultimul rând, că tu nu vezi când predai, nu știu, n-a fost atent când tu ai vorbit despre, nu știu, Rusia. Nu mai arăți că încoate. Am înțeles, da. Nu, de-aia ceva e în regulă. Nu se poate să fim atât de în urmă. Nu facem mașini electrice, nu facem mobile. Și ca dovadă, ei s-au concentrat foarte mult pe camere. Vezi câte camere are? 3 camere. Iar aplicația de video faci filme singur. Adică totul la ei este făcut să meargă, totul se va duce pe telefonul mobil. Inclusiv televiziu, adică inclusiv... Adică a, se poate și plăti cu telefonul mobil, adică tot, se poate... Tot, tot. La ei m-am explicat că la ei și cercetori au QR. Adică e o aplicație totală, au una, și orice vrei, noi am mai discutat. Da, am discutat, că de Crăciun nu găseai pe nimeni să vină, da. Să nu, sau ți s-a stricat mașina. Nu, dar și avocatul, să te rogi de cineva. Nu, și avocatul e ca Uber-ul, da? Deci da. Sunt firme de avocați. Da, 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 știu, faci am vorbit Uber, despre asta, niște... da. Păi nu e foarte important, nu e important. Sunt nicăieri. În nu Europa. Știu. Da, nu, și nu înțeleg de ce nu se digitalizează. Adică banii aia care îi dăm parlamentul ăla nenorocit, între noi fie vorba, mă... Hai să facem pe toată Uniunea Europeană un program de... Sunt zone și în Italia... Digitalizare, da. Care n-au internet, n-au viteza internetului. Spune eu, contează foarte mult. În România avem viteză destul de bună. La aici, dar nu la Găgești. Păi la Găgești ce trebuie internet să numere oile? Păi da, acel 5G pe care l-au refuzat Iohannis, ăla, e o... stație mică, mică așa, da. O pui la Găgești. Da, știu, știu. Știi, la Găgești, dar nu mai ai nevoie de cablu. Și ăla, la, ăla e un router care prinde... Da, împrăștie... Uite, la 75 de ani am acest fascinat. Bun, hai să ajungem să... N-ai fost atent la chestia istorică. De ce pierde Occidentul? Cum adică n-am fost? Nu, de ce pierde bătălia asta? Pentru că preocupările Occidentului țin de verde. Nu, și... Păi, da, nu, uite, păi nu, nu e o prioritate. Nu că țin de interzicerea celui verde, da, da, nu ține de promovarea verde. De interzicerea, mă rog, de schimbarea vieții până la urmă. Că... Păi nu, că e început, nu. Verdele are două etape. Interzicerea sobelor cu lemne, dar înainte de asta tu trebuie să găsești sobe care să fie cu... Care să înlocuiască asta, da. Să înlocuiască. Bun, Nicușor Dan încă 4 ani. Da, bine, știu... Ce? De ce să fie încăpat? Poftim? Hai, iar vrei să contrazici cu mine? Da. De unde știi tu că e 4 ani? Poftim? De ce e 4 ani? Păi toate datele arată. Are 40% în sondaje. Oh, acum? Păi da, acum. Oh, mai sunt 2 luni. Păi nu, domne, dar uite, vă citesc aici din Mirel Palat, dacă da, pe mine nu mă cred. Da, știu teoriile lui, eu știu. Dar nu e o teorie, e nu măsurătoarea. Da, acum și asta înseamnă mai sunt 2 luni. Păi nu, și dumneavoastră ce credeți? Păi avea înainte de a se lansa ăsta. Da, de... avea 40%. Păi și nu știu, de... după ce vom... Păi de unde ia ăsta? Cum de? În primul rând ia, tot, ia PSD-ul și ia și o parte din PNL. Păi nu, din PNL ia Nicușor. Ei, nu ia, mă. Cum adică, domnule? Da, mă, mare, din... hai să discutăm despre ceva. Sunt sătul de, iartă-mă, de tip... Nu... Nu mă vine și tu ce spune. Hai să discutăm analize, că n-am... Bine, am, hai să zici ce părea dumneavoastră. De unde crește, de unde ea? Nu știu, abar n-am, întreabă-l pe Palat, eu nu sunt. Nu, domnule, a spus că ea de la PNL. Nu știu, eu spun că nu pot să discut, de-abia acum a început campania. Dar Nicușor nu e bun ca primar? E bun, foarte bun, eu îl votez. Știți că aseară am citit, dacă vreți vă mai citesc o dată, care erau promisiunile lui electorale. N-a deplinit niciuna. Cea mai importantă era, cum îi zice, mă?
Ce? Cadastru Bucureștiului. Lăsați, domnule, nici nu era. În alea primele zici era căldura, ăsta, circulația. Le-am citit aseară. Păi da. Păi și? Păi de-aia mai ia patronul, că n-am deplinit nimic. Mă rog. Deci, nu, acum chiar vreau să aud analiza dumneavoastră, păi că rămâne aici. Păi nu, e început mare. Am înțeles, de unde ea? Căstoiul de unde ea? De la PNL și PSD. Păi PNL și PSD la un loc, da? Da? PNL și PSD la un loc au 30 în București și cu... Bun, și el de unde ia 40? De la cine? Nicușor Dan? De la cine? Păi 30 USR? De la USR, care 30 în București. A, am înțeles, bine. Și 10 de la Tomac. Nu, și 10 la... Nu, la USR, dreapta, cum se cheamă aia, Broasca Știuca și cu 30% și 10% mai ia din... Marius, că am o rugăminte, a început campania, nu vorbim peste două săptămâni, ce dracu, suntem nebuni? Bine, dumneavoastră, de unde ia Căstoi atunci? Habar n-am, nu știu. Păi a zis mai devreme că... Habar n-am, nu, întreabă-l pe Palada, nu sunt sociolog, nu mă interesează. Eu spun... Ok, bine. Piedone? Noi facem... Va candida până la capăt? Nu. Păi asta vreau să aud. Nu, la, păi nu. Atunci se schimbă datele. Păi noi să facem o analiză. Dacă Piedone se retrage, atunci altfel stau lucrurile. Marius, facem o discuție, că deocamdată, hai să o luăm deocamdată, da. Avem așa, un Nicușor Dan, care e clar că nu, pe care îl știm, da. După părerea mea, unele ziare și unele televiziuni au dus o campanie tendențioasă împotriva lui, la fel de bine puteți să spui și despre Negoiță. Bun, am înțeles. Avem Nicușor Dan. Avem, hai să luăm următoarele candidați, da? Avem Nicușor Dan, da. Care o joacă pe independentul. Evită să... Facă trimite la USR, că sunt omul USR-ului și da. Nu știu ce, da. Avem medicul Cristoiu și nu Cristoiu. El pe Cristoiu, el, da. Nu, care... Dar știți că multă vreme la începutul anilor 90, dumneavoastră vi se zicea Cristoiu. Vă aduceți aminte? Invers, da. Da. Avem aici care, așa cum a arătat lansarea, că lansarea a fost făcută de profesioniști, trebuia să arate că în spatele lui e PNL plus PSD. Și o să vedem că, de fapt, scopul acestui moment nu a fost câștigarea în sine, câștigarea capitalii, ci a fost, pentru prima dată, o demonstrație de unitate. Deci scopul principal al acestei lansări nu a fost să se câștige Bucureștiul. Să reușească premiera ca două partide care până acum s-au antagonizat, s-au bătut de 30 de ani, se poate să prezinte un candidat unic. N-a mai fost. Nu, n-a fost nici, n-a fost. N-a fost și în celelalte țări, nu există. Adică totuși... Unii... Și să facă lucrul ăsta și la europarlamentare, da, să facă adică, o listă comună. Într-adevăr, socialdemocrații au fost împreună cu creștin-democrații, dar au mers în alegeri separat. Au mers în alegeri și după asta au făcut. Deci experimentul este acesta, să fie împreună. Și atunci, de aia, așa se explică de ce l-au lăsat pe el la urmă. Era nevoie să arăți că îl sprijină firea, că îl sprijină cei doi, că sunt și Burduja. Da, Burduja și că ei sunt, el este candidatul unei coaliții, da? Ai dincolo la Piedone avem ceva mai ciudat. El este candidatul PUSL, da? Ai auzit până acum de PUSL? Nu. Păi ceva e neregulă. Și nimeni din partid n-a venit să spună, e candidatul nostru. Da, normal. Vom câștiga, vom face. El pare și mai e ceva. Exact, asta e. Dom'le, dă senzația că nu merge până la capăt. Dă senzația că se va retrage la un moment dat. Cu da. Toate declarațiile lui, ai sentimentul ăsta, nu-l aveți? Ba da, sentimentul ăsta? Îți spun de unde. De unde? Deci, nu știu la Nicușor Dan, dar la ăștia, la PNV, este o mașinărie de consultant, se vede. Fără fisuri. Se vede. De la cum se îmbracă, cum s-au adunat, cum îi aduce pe aia de fiecare dată în primul rând. Raiș Bogdan, care de obicei înjură și acolo... Știi teoria mea că eu nu pot să am 20-100 de ani de experiență, nu pot să fac cât o mașinărie. Sunt consultanți care îți fac sondaje, sunt profesioniști în privința asta, da? Problema este că la Piedone nu văd niciun profesor. Este un amatorism... E lăsat singur.
Să se ducă cu roaba. Păi nu, am dat un exemplu. Deci el a făcut turul tuturor televiziunilor, ba chiar a unor care nici eu nu m-aș fi dus, că nu conta, cu roaba, cu ăla, cu ăla, cu ăla. A făcut un exces de participare. Profesioniștii spunea, domnul, cu roaba te duci cu o săptămână înainte de alegeri. Nu tot ce prima zi de campanie. Da, adică a făcut așa, parcă o și văd că a făcut fiică-sa campanie. Adică fiică-sa și cu fiul. Adică amatorism. Marius, îi se vede amatorism aici. Dar cel mai ciudat aici, neliniștitor pentru el, este faptul că totuși partidul lui Dan Voiculescu, noi știm, știm mai bine, eu nu-l văd pe Voiculescu, el care e ce e, stând așa și uitându-se cum se urcă steaua lui Piedone și zice... Sus pe cer, steaua sus răsare. Păi nu, mă râs tu, că și la mine zic, și care e afacerea de el susțin eu? Păi, să ajungă primarul general al Capitalei. Păi da, dar trebuie să ajungă primarul general al Capitalei, pe USL, dar până acum ajunge primarul care? Păi dacă el acum nu dă atenție partidului, da? Că el poate să tragă și partidul. Ești de acord? Și mai e ceva. Niciodată nu i s-a pus eticheta lui Piedone de pe USL. E Piedone, e Piedone. Tocmai aia e. E greu să-i pui eticheta unui partid. Da, și nici partidul n-a făcut nimic să spună că e candidatul. Criticat. Când începe campania, începe mașinăria. Bun. Știi ce a zis Radeș Bogdan jurnaliștilor Off the Record? Când se vedeți când începe mașinăria. Mașinăria, mă zic. E mașinăria. Deocamdată... Bine, și Nicușor are o mașinărie. Are. El are, că are bani. Nicușor, de exemplu, 4 ani de zile a fost ca mort un păpușoi. Da, da, cum ai spus. Păi l-ați văzut undeva până nu, acum 2-3 luni. Prind, da. Și acum afișe, e prezent în studiourile de televiziune, răspunde. 4 ani de zile n-a existat. Bine, bomba pentru noi doi cei, cel puțin, da, care facem meseria asta în curând, cel puțin în libertate, de 35 de ani, Au fost declarații celor doi lideri în legătură cu alegerile prezidențiale. Da, ăla este momentul peste care, după ce am vorbit, am primit semnale că așa e, dar nu pot să le spun de unde. Nu contează, deci, dar spuneți. Teoria mea a fost, este următoare, nu întâmplător am zis, momentul fundamental pentru care s-au pregătit toți și în afară și ăsta a fost lansarea unui candidat unic, da? Și că sunt înțeleși și diabolici, este ajungem la scoaterea lui tanti de pe listă, da? A, asta, Chiriac, Ramona Chiriac. Ea de la început a fost. Problema este, deci problema este la cele două partide, acum nu la ei, la SUS, că ei SUS știu lecția și Burduja o știe, nu știu dacă Gabi Firea o știe, dar Burduja știe despre ce-i vorba. Unii știu și rare. Adică foarte puțini. Da, adică știu. Nu știu, nu sunt convins că Rareș a știut. Apropo de Cristoiu, când a spus că doctor de dinți, de genunchi... Nu știu această chestiune. Important, vital, vital pentru partenerii strategici care construiesc aici cea mai mare bază militară NATO din Europa Mare, de oameni normali. Păi în momentul în care faci baza aia militară, aici 10.000 de oameni, și cum mereu spun că asta e fundamental, nu e în Germania. E aici. Aici unde sunt cele două plăci tectonice, da? Exact. Correct. Exact la linia Rusia-China cu tare Occidentul, da? La Marea Neagră. Deci repet, în Germania poți să ai 10 baze militare. E în Germania, da, bun. În acel moment mă arăstu că din punct de vedere militar nu mai trece nici Vrabia. Pentru că primul lucru pe care se va face, primul lucru este securizarea guvernamentală. Dom'le, păi asta, iar în politică liniște și pace totală. Da, nu numai în politică liniște și pace, și dincolo o foială de servicii devine rău. Ești de acord că, na, e bază militară. Deci nu, ei nu riscă. Cum să riscă? Nu e bază militară. E cea mai mare bază militară din Europa. Deci vine să crezi 10. Dacă ne-ar fi spus cineva că va fi în România, râdeam. 100.000. Și în România, atenție, împinte. Bun, deci semnalul pe care a vrut să-l dea este, suntem aici, suntem o coaliție, avem candidat unic. Pentru ei. Stabilitate. Pentru pe plan intern. Pentru cei care știu. Pentru că, sigur, Ciucă și cu Ciolacu și câțiva de acolo mai știți. Așa. Și Iohannes, sigur. Pentru partenerii externi, zic mai mult, Occidentul Colectiv și America,
Aceasta e un experiment, Marius, că nu a existat în istoria post-decembristă. PNL-ul a fost principalul, a trăit din antipesedism. Problema este ca în această vară, în acest an, să pui în același pat ambele partide. Care or fi la nivel central, da? În rest așa. Și atunci, uriașul succes al unui candidat unic, atenție, nu spun încă cât s-a muncit în condițiile în care aveai și Burdoșa voia să fie. Și e foarte greu când sunt... Au făcut-o în mod deliberat? Da. Adică tot acest spectacol a fost... Ca să poată să ajungă la candidatul unic. Da. Din momentul principal, cel mai important nu sunt alegerile... Cine a pus la cale asta? Mai nu știi ceilalți. Au pus-o la cale din momentul în care a intrat PSD-ul cu PNL-ul la guvernare sau după ce a fost Ciucă prim-ministru? După ce a început războiul. După ce a început războiul. Pentru că noi o să discutăm, vremea războiul va mai dura. Nu știu, aș vrea să fac o paranteză. Acum a venit pe drum, că pe drum mi-am amintit că acolo vin ideile, că citeam cărțile despre ruși. Foarte mulți specialiști, istorici, spun așa, revoluția bolșevică a fost mană cerească pentru Occident, pentru că Rusia țaristă din 1905 începuse să intre și ea în Europa, da? Adică începuse să se dezvolte, nu militar, și economic, începuse o rudiment de drum. Să se occidentalizeze, da, chiar. În acel moment, la masa europeană, veneau băieții. În momentul în care bolșevicii au pus mâna pe putere, puterile occidentale, până atunci, știi ce vreau să spun, după 1812 sau chiar după când rușii au început să crească în zona asta, dacă te uiți, era, fără americani, o masă europeană. Dar unde era? Anglia, Austria, Prusia, Rusia. Și Rusia era, nu știu, comesen. Și uneori se unea cu aia, cu aia. Revoluția a scos... Păi da, ceea ce voia și Occidentul. Acum erau ei, da? Marius, uite, spun o chestie istorică. Acum asistăm, dacă Rusia mergea pe direcția de până... Până la Crimea? Intra la masă. Adică trebuia să o primești. Nu mai era comunistă, de-aia tot spune Putin, bă, noi suntem capitaliști. Adică nu mai aveai motiv, bă, sunt și ei capitaliști, de ce să nu o primim? Și acum rămâne până la urmă, la masa aia de decizie europeană, alții. De-aia e un interes. În aceste condiții în care este un interes, problema era să facem așa fel încât candidatul unic, care înseamnă trecere peste orgolii de partid, nu e așa, trecere peste Firea, trecere peste Burduja, oric. Peste mulți lideri, nu numai că n-au ieșit cu declarații, da. Dar e clar că... Peste mulți lideri, pentru asta, ca și la comasare, trebuia să, după părerea mea, Hristos este de o lună candidat unic. Și atunci s-a creat, ai văzut chestia asta, nu discutam, noi ne-am întâlnit, nu și ne-am înțeles. Și cu comasarea au făcut același spectacol. Da, nu. Dar erau convinși că fac comasarea. Erau hotărâte, da. Și atunci, nu. Uite, acum mi-a venit mie o idee, să vezi ce înseamnă să vorbesc cu un om deștept. Eu mai mutat. Păi nu, așa. Acum îmi dau seama că, de fapt, toată această preocupare de o lună viza nu găsirea, înghițirea candidatului unic, da? După asta au fost listele comune. Înghițirea de către public, de către oameni, de către electorat și așa mai departe. Deci, da. Băi, în sfârșit s-a însurat ăla cu aia. Nu, acum s-au luat. Au venit listele comune. Iar o noutate, pentru că amândouă partidele, fiecare face parte dintr-o altă grupare. Problema era că PSD-ul voia să aibă primul, da? Primul pe listă, că așa au zis. Și-au pus-o pe... Nu, și PNL-ul primul. A făcut o șmecherie, au pus-o ca un epure, se spune, epuraș pătante, din start. Și tot așa proștii, armatele, electoratele, a zis, da, mă, nu e niciunul... Da, e una care... Nu e nici de PSD, nici la PDSD. Și ea s-a retras azi, da? Da. Măi să fie, când s-au făcut listele și cine e pe primul loc, Tudose sau Rareș Bogdan, da, nu ai înțeles? Da. Deci, noi am spus, Marius, înregistrează asta.
Deci tot ce se întâmplă acum este frăgezirea, pregătirea electoratului, a României, popoarelor pentru acest concubinaj. Nu întâmplător ei au anunțat că dacă trece 9 iunie, și ce era fundamental? Important era în felul următor. Dacă avea loc, fiecare partid își punea un candidat, 9 iunie îi găsea rupți. Ești de acord? N-avea cum. E totuși campanie electorală. Normal că se înjurau în locuri importante. Da. Numai la capitală, și în altele. Da, cel mai important era supraviețuirea asta. Acum o să zici, dar de ce la capitală și nu în toată țara? Capitala va fi vârful. Nu dacă Păi nu, fac și în marile orașe. Unde da, dar eu spun că important. Păi, capitala era... e capitala, nu păi e... Nu, dar era... Ca număr de voturi, al doilea număr nu, de voturi era după și ca, nu, era votul și, la nu, ca imagine. Și atunci, sub îndrumare externă, vor face următorul lucru. Vor merge împreună, așa cred că e planul, la prezidențiale un candidat. Păi le-a scăpat Porumbelu acum când i-au fost... Da, dar n-au spus că va fi candidatul. Da, l-a scăpat Porumbelu și a venit... Declarația cam în direcția era. Da. Că vom vedea după testul din 9 iunie de la alegerile locale și europarlamentare, după care vom anunța candidatul... Marius... Păi nu, au da. Spus că vor anunța candidatul. Da. Deci un candidat unic. Păi nu. Bun, și chestiunea cu candidatul unic la prezidențiale, și asta era stabilită dinainte? În planul când a început construcția... Când a început construcția și asta făcea parte. Construcția cui? Nu, construcția bazei. Construcția bazei, da. Dar e clar că au știut toate lucrurile astea de la bun început. Da. Și va fi așa. Au știut puțin oameni. Da. Candidat unic, nu știu care Ciucă. Din... Ciucă. La prezidențiale, candidat unic la premier. Da, probabil că se facă un acord în sensul ăsta. Dar nu, el nu va fi în sertare la noi. Nu va fi la Cogălnicianu. Va fi la Cogălnicianu. Da, stă acolo într-un sertare. Stă într-un sertare la Cogălnicianu. 100.000, Doamne, nu știu ce înseamnă. Deci, ce 100.000? 10.000 de oameni. 10.000. 10.000 sunt? Da, 10.000, am înțeles că sunt de soldați. Da. Nu știu baza cât e cu familii, cu asta, păi poate nu, să fie un număr destul de mare. Cea mai mare, tot NATO. Adică ai de punctul ăsta de vedere. Bun, și din această... Și aici vreau să fac o... Din acest scenariu făcea parte și Iohannis. Da, la bun început, da. Există și discuția că, bă, de ce mai e nevoie de asta în condițiile în care ai Turcia? Mă râs tu că... Adică știi... Turcia a fost o bază, un portavion, e bun pentru zona aia. Bă, noi suntem uluitori. Adică Orientul Mijlociu și așa după mai departe. Când noi suntem aici, frontieră cu Ucraina, poți să ții și Ucraina în frâu. Mai e vorba și de faptul că Erdogan este imprevizibil. Nu contează. Contează. Strategic, să-ți accepte o țară, o bază de genul ăsta și să fii, dacă ai observat, să fii chiar... Bun, și acum... Se explică, spun eu, și alegerile din septembrie, pentru că înțelegerea a fost făcută da. Cu acordul bazei Cogălnicianu, nu să-i spunem așa. Da, de acum așa. Între nu a Băneasii. Nu, Cogălnicianu. Între Iohannis, Ciolacu și Ciucă. Da. Și probabil că în această înțelegere intră și faptul că Iohannis trebuie să-și găsească ceva în Europa. Mai mult ca sigur trebuie să-l răsplătească. Păi nu mai mult ca sigur. Răspunsul este prin... alegerile prezidențiale în septembrie. Că altfel nu aveau niciun rost alegerile prezidențiale în septembrie. Păi nu. E un raționament foarte simplu. În momentul în care ei l-au pus în septembrie cu aprobarea lui Iohannis. Iohannis n-ar fi aprobat în veci să fie el președinte de stat pe cracă 3 luni, da? Deci da. În momentul în care Iohannis și au fost de acord, au fost siguri și Ciolacu, și Ciucă, și Iohannis că merge, pleacă. Da. Deci de-aia, altfel nu era de acord. Era păi tu de-aia au pus alegerile în păi septembrie. Păi nu, eu zic că ei n-au pus de capul lor. Păi nu, au pus. Nu, că l-au întrebat și pe deci cu aprobarea lui, deci el știe că pleacă, că altfel nu păi era de acord. Păi, bineînțeles, cu acordul lui, că altfel de ce să pui alegerile în septembrie? Da. N-avea niciun sens. Mai ales că, da,
Era ideea să pună alegeri, dar aia a fost un teatru ieftin, să pună alegerile prezidențiale, turul 1 cu, mă rog, turul al doilea cu alegerile generale. Ce rost are când ei au bătut palma și vor avea un candidat unic? Nu-i mai interesează asta. Deci, e foarte importantă precizarea. Nu contează rezultatul pentru această... Când au zis de 9 iunie, nu s-au referit la victorie. Nu. Faptul că funcționează coaliția. Nu, că până atunci funcționează. Doi. Că funcționează până atunci și în plan local, alegeri locale și europarlamentare. Ei vor câștiga peste tot consiliile. Clar, absolut. Cine să-i bată? Pe 9 iunie seara, dacă nu câștigă ăsta, vor spune, noi avem consiliu. Ce nu vor câștiga? Nu știu. Nu. A, dacă nu câștigă, nu o să câștige capitala. Nu capitala. Păi nu, păi capitala înseamnă consiliu, Marius. A, consiliu. Păi e fundamental. Consiliu câștigă ei, oricum ar fi. Păi dar asta e fundamental. Dacă ai consiliu, poți să te duci să te curci ca primar. Au consiliu 100%. Păi da, dar tu știi ce înseamnă asta? USR-ul și cu aia o să ia cel mult 30%, 35%. Păi nu. Restul o să aibă ei. Eu spun că pe noi trebuie să fim atenți. Noi suntem toți atenți la primari. Primarul și din Găgești și din București, fără consiliu, e terminat. Mie îmi spuneți. Ia zi. Ați uitat că Băsescu a cerut dați în consiliu și nu, că asta era în campania lui electorală? Da. Că dacă nu are consiliu, degeaba. Păi da. Pentru că Băsescu a fost în primul mandat ca primar, avea consiliu PSD. Da. Și după aia a venit la al doilea mandat că să-i dea consiliu pentru că altfel nu știu ce. Bun. Hai să vorbim un pic despre Iohannis, că intră tot în, deci, în logica asta. Deci, spesebire de poate și ție, mie mi-a plăcut, eu nu mă uit la televizor, pentru prima dată m-am uitat Căstoiu? La... Căstoiu? Da. Știu pe Căstoiu, pe medicul Căstoiu, știu de 20 de ani. Nu știu, nu știu. E prima dată când l-am văzut. Problema este, va depinde de două lucruri. Dacă el vrea, nu știu, e ambițios? Da, e genul. Ah, bun. E un amestec între Băsescu și Oprescu. Deci vrea. Da, tot ce și-a... Nu e așa cum a jucat el comedia, că cu o zi înainte a zis da. Nu, nu. Era de mult, făcea de mult parte din scenariul ăsta. Că adică asta nu se discută. Tu-l crezi că era... Cu ce să-l cred? Păi nu a lăsat impresia că el a zis să mai vedem, nu, parcă... Nu. El spunea că a luat votărea cu o zi în urmă. Numai că discuțiile aveau loc de mult. Ei, hotărârea a luat acum și mi-au zis și mie cineva, dacă nu acum 3 săptămâni, acum 2, că va fi Căstoiu. Da, deci se știa că va fi Căstoiu. Da. Iar Căstoiu a fost cu acordul și cu acordul lui Iohannis. N-am nicio de aia. Și Gabi Firea de asta n-a fost. Adică nu a fost o chestiune personală. Nu. Așa cum am crezut noi la un moment dat, că am crezut am asta, o chestiune personală lui Ciolacu. Nu, era ordinul pe unitate să fie un independent ca să fie candidatul celor deci două partide. Deci putem spune o chestie istorică. Gabriela Firea a fost sacrificată în interesul bazei cu Gălnicianu. Da, corect. De acum? Da. În interesul celor 10.000 de militari care vor sta în baza cu Gălnicianu. Da, ei trebuie să-i mulțumească ei. Bun, iar pe mine m-au surprins foarte tare că nu credeam că o să facă declarațiile respective cei doi, Marcel și cu Nicu. Au spus că după 9 iunie vor anunța candidat unic. De fapt, asta a fost. Da, și a venit, ce a zis? Și Iohannis s-a prins și a zis că... Nu, dar închid jocul în momentul ăla. În momentul în care ei vin și spun, domne, uite, ăștia suntem, am fost o coaliție până acum, fie dacă vor câștiga sau nu capitala, dar vor avea Consiliul General, deci Nicu Șor va fi sub controlul lor, o dată prin banii guvernului și a doua oară prin Consiliul General, vor câștiga primăriile de sector, vor avea 6 primării de sector, nu-i mai interesează nimic. Vor veni și spune, domne, iau și 40-42% la europarlamentare, dau nu știu câți europarlamentari, și vor spune, domne, avem nevoie de stabilitate, avem bază militară, războiul continuă și vom avea un candidat unic la prezidențiale și un candidat unic, să spunem așa, pentru funcția de prim-ministru. Și s-a închis. Păi nu, putem să mergem acasă, ne cucăm. Să precizăm că nu e vorba de un pretext. Nu chiar că e, pretext. E nevoie. De ce e nevoie? Baza. Eu zic că nu e nevoie. Cum nu e nevoie? Nevoie de stabilitate? Baza? Stați, domnule, am înțeles greșit. E nevoie ca de aia de stabilitate și de bază pentru ei, nu pentru noi. Păi nu, dar eu de aia zic, adică nu... Dar noi ca ziariști despre ce vom discuta? Despre bază.
Domnule, faceți mișto de mine, sunteți om serios, totuși ați ajuns la 75 de ani. Noi despre ce vom discuta după ce va fi și un candidat unic la funcția de prim-ministru dacă și la dacă se încheie războiul. Păi nu se încheie războiul. Dacă se încheie, ăștia nu mai sunt. Mâine. Războiul escaladează. Da, știu. Păi nu, că nu vrea nimeni să încheie războiul, nu, pentru că să se încheie războiul înseamnă că Occidentul a pierdut acum și a câștigat Putin, a câștigat Rusia. Ori lucrul ăsta nu vor să-l facă pentru nimic în lume. Că altfel n-am mai făcut o bază în România de să aduc cea mai mare bază militară din Europa. De ce să o facă? Nu, Marius, că este... Macron n-ar mai veni să spună din două în două zile că trebuie să trimită trupe în Ucraina și așa mai departe. Avem două mari motive ale Occidentului. Unul este aceasta, să zicem, de orgoliu. Nu, lasă aia că vin ruși. E cel din planul general pe care l-a spus mai încolo. Rusia nu mai are ce să caute la masă. Da. Trebuie izolată pentru totdeauna. Da. Și atunci Rusia trebuie împinsă către Asia și aici la masă asta suntem noi. De ce? Și pentru, Ucraina... pentru că după căderea comunismului și perioada, când vorbeam și eu cu ăla... De tranziție. Nu aia lui Yeltsin, cum ziceam ăla, Cristin Freeland. Ai văzut în video că de fapt aia hotărau. Așa... Rusia s-a trezit, e interesant. Numai că între timp ea s-a așezat la masă. Nu dacă mai, adică... Nu mai era niciun loc liber. Păi da, și iar nu ei, nu ei țin asta pentru că nu vor să o lase la masă. Nu că deci, va câștiga. Războiul ăsta din Ucraina pentru americani nu era o chestie de strategie să ajungă NATO lângă Rusia, ci să-i scoată pe ruși din Europa. Da, nu, de la masă. De la masă, Europa. Asta înseamnă, de la masa Europei, că vorbim despre Europa. La americani a fost și altceva. În momentul în, deci, până la Revoluția Bolșevică, jocurile în Europa erau făcute așa. Rusia se combinau cu Austria împotriva Franței. Erau niște combinații, da? Americanii a zis, ia scoatem noi, că dacă la un moment dat... Și au câștigat al doilea război mondial împotriva Germaniei. Ce au zis? Bă, dacă la un moment dat toți ăștia, Germania se combină cu Rusia, a? Uh-huh. Ceea ce se întâmplase până la un moment dat. Da, le dădea pe trebuie și zice, bă, gata. Deci de-aia e greu să-i lași la masă. Nu. Acum să explic că, uite, cam aici, Ursula von der Leyen vrea să fie președinte de război. Dar trebuie să-i convingă pe liderii UE. Ordinul este de și de la americani și de la ăștia care au mai rămas, Macron și ăștia prin Europa. Gata, trebuie să facem asta, trebuie să rupem definitiv Rusia. Trimitem în Ucraina... Cât e nevoie? Bine, acolo e o problemă, că ei sunt într-o stare de disperare. Am citit ultimele analize, că acolo rușii există riscul ca rușii să cucerească toată Ucraina. Da. Și problema lor acum este nu neapărat să câștige Ucraina războiul, ci să nu câștige Rusia, să nu cucerească toată Ucraina. Cam asta sunt calculele în momentul ăsta. Și disperarea lor de a trimite în Ucraina bani, muniție și așa mai departe. Oricum, interesul este de lungirea războiului. Cu cât se lungește, cu atâta Rusia este împinsă într-o altă masă. Problema... Iar noi facem parte din joc, cum n-am făcut niciodată. Oh, datorită... Ba nu, am mai făcut o altă parte. 41. În 41. Datorită... 41. Tot vorbeam noi că poziția geostrategică. Acum, într-adevăr, este acoperită cu vârf și îndesat expresia poziție geostrategică. Ne îndreptăm către trecerea Prutului. Este exact aceeași anumă. Nu știu dacă vom trece. Deci, tot ce s-a întâmplat în România, în timpul, așa zise, rebeliunii legionare, că a fost un aranjament cu tare și după asta, era că deja Hitler hotărâse din decembrie 40 atacarea. Putin pregătește un atac asupra NATO, mai devreme decât se aștepta. Spun britanicii, Institutul pentru Studiul Războiului. Duda face parte din acea strategie. Da. Acum o lună, o lună și jumătate, cele mai multe țări, prim-miniștri de război, miniștrii apărării au spus, aoleo, în curând Putin o să atace o țară NATO. Macron a zis că ne atacă și pe noi. Pe noi cine? România? Da. Păi și... cum ne-ați decis să ne atace pe noi? Așa a zis el, că el acum e cocoș. Păi n-a spus că e gol, Macron. Cum ne-a zis ăsta? A zis. În cartea lui Radu Portocală. Golul răsunător. Bun. Și atunci, având în vedere toate chestiunile astea, se explică... Sigur. Se explică. Vreți să mai spun și eu ceva sau vreți să vorbiți? Nu, te întreb pe tine. Vedeți că mai aveți o emisiune după aia și faceți-o obosit. Faceți o pauză, două minute. Te întreb pe tine, că te întreb. Da. Tu, eu sunt moderat. Se zice, te întreb pe tine, soare.
te întreb, într-un cântec al lui... Stimate domnule Marius Tucă, crezi... Da, stimate domnule Ion Cristoiu, că toate aceste planuri... Dar nu cercetez. ...vor fi date peste cap de ploaia de la Waterloo? Da, bineînțeles. Care? În ce? Care? Unii ploaia? Nu știu. Nu știu că dacă știam unde e ploaia, dacă știa și Napoleon unde e ploaia, știa, nu se mai întâmpla ce s-a întâmplat în istorie. Nu, dar acum se explică. Adică are o explicație și candidatura lui Iohannis. Da. Adică, băi, noi în Europa deja acum noi avem poziția cea mai... Să aibă șanse. Apropo de Marea Neagră strategică, nu cred că are șanse. Are șanse să obțină altceva, cred eu. Dar uite ce zice aici. Klaus Iohannis ține la secret negocierile cu liderii NATO, să protejăm anumite sensibilități. Nu citește toate. Și apropo de chestia asta, el spune, domne, că dăm arme Ucrainei și asta e la secret. Nu-i cere nimeni socoteală. Păi nu e voie să fie la secret. Păi n-ați înțeles că baza la Cogălnicea nu înseamnă că totul trebuie să fie la secret în România? Oricum, regimul lui a fost cel mai secretos regim nu din există, 35 de ani. Un atac la interesul național. Hai că v-ați trezit acum cu atac la interesul național. Zic eu, nu-i sigur dacă păi nu înțelegeți proști. Că nu mai trebuie să se spună nimic? Păi dacă nu are și că nu interesează pe mai nimeni. Spune-mi un partid care zice. Dar ăla, Simion, mai zice ceva? Nu, a dispărut. Da, apropo de pace și război, ați văzut vreo unul să... Nu. Dom'le, vă aduceți aminte când la toate bazele NATO, prin Europa, în anii 90, se legau aia cu lanțuri, făceau demonstrații. Ați auzit să tresară măcar un mușchi pe fața unui român din astea 20 de milioane când au aflat că se face cea mai mare bază NATO în Europa? Nu. Poți să mai pun o întrebare? Nu. Este o bază ecologică? Da. Are toalete ecologice. Păi nu. Păi tancurile alea merg cu ce? Vorba lui Adrian Severin, există lovituri de stat democratice și lovituri de stat nedemocratice. Așa, da. Și aici cu baza e, dacă e o bază, nu mai contează cum e baza, că nu vine Ursula să întrebe dacă la baza la Cogălnicianu se, nu știu, apa e trecută păi prin filtre. Păi și cum ne iau? Vacile n-au voie să se valide și una, tancurile au voie? Când e vorba despre război, se poate orice. Nu stați că vreau să ne certăm aici cu Iohannis. Vreau să mă cer cu tine. Păi nu, secretizarea, că el a spus că a secretizat. N-are voie. Păi n-ați înțeles că e o bază NATO, cea mai mare bază militară, nu e NATO, că e NATO sau e NATO sau e americană? NATO. Cea mai mare bază NATO din Europa. Din Europa, în România, cum adică cine mai vine să le ceară socoteală că au noi. Secretizat? Noi doi. Da. Râde lumea de noi. Păi și ce să facă? Deci, misiunea noastră râde lumea de noi. Păi noi asta o să facem, că de-aia vă întrebam ce o să mai discutăm. O să încercăm să mai punem niște întrebări legate de că în baza aia NATO se poate întâmpla orice. Oricum noi avem acces la nimic. Da. Nu, că e totul secretizat. Și bănuiești că și în jurul bazei, probabil că toată Dobrogea, cred că ajunge cam până la Urziceni, așa. Până la Găgești. Deci, vor fi bariere, cum erau pe vremuri, în filmele americane. Bariera e la Urziceni, dacă vrei să treci, și la mare probabil că se va devia drumul, se va merge pe undeva pe malul Dunării. Nu și mai mergi încolo. Iar aia de pe plajă în kilos... De fapt, la mare se va merge doar pe Dunăre, cred că. Da, zi. Și astea, festivalurile astea trebuie să fie undeva înspre Vama Veche, că aici e aproape de Cogălnicianu la Mamaia. Și n-au voie să deranjeze militarii, dorm militarii. Și poate să fie și agenți. Klaus Iohannis ține la secret negocierile cu liderii NATO, să protejăm anumite sensibilități. Și ce spune? Decalogul a fost foarte bine primit. Decalogul e ăla pe care l-a anunțat el în Politico. Hai, domnule, spuneți, că aveți chef de scandal. Nu, discutat aici noi singuri. Da, care am făcut analiză pe text. Da, și am spus, decalogul sunt cele 10 propunerile a lui privind, publicate, da? Da. Privind ce va face el la NATO. Ce spune el? Citește ce spune. Domnule Cristoiu, el spune, decalogul a fost foarte bine primit și cred că nu este niciun secret că am discuții bilaterale cu oficialii din NATO. De cine a fost bine primit? El l-a făcut public. Păi facem analiza aici. Păi nu, ia Păi de nimeni, că n-a reacționat nimeni. Păi, dacă îl dea în secret, iartă-mă, tu așa. Scrii un text în seara asta și îl dai publicității să spună, nu, ăsta, telespectatorii, da? Da. Și nu primești niciun mesaj și tu spui că a fost bine primit. Dar când și-a depus candidatura, oricum era caz unic. Dar haideți să mergem mai departe. Lăsați-mă să citesc trei rânduri și după aia dumneavoastră sunteți cu analiza, că a trecut emisiunea. Alo! Si. Decalogul a fost foarte bine primit
Și cred că nu este niciun secret că am discuții bilaterale cu oficialii din NATO. Care sunt oficialii din NATO? Cu Joana. Da. Cred că sună pe Joana. Mircea, vreau să avem o discuție bilaterală. Da. Mulți au menționat și au spus că am venit cu temele care chiar erau importante. Unde au menționat mulți? La telefon. A, aia când vorbeau cu ei la telefon, în asta, în, da, cum l-a zis aici? Tu faci un text. Discuții bilaterale, da. Marius, atenție. Tu faci un text și îl citești în seara. Marius, luați, domnule. Numai că deci cel mai bun la analiza pe text. Fac o comparație. La filozofie așa v-ați remarcat la facultate. Eu am învățat de la Caragiale, nu, de la Caragiale, comparația, da? Da. Deci, el a scris, a dat publicității un decalog. Ce vrea el de la NATO, da? L-am discutat. Și noi am zis, așteptăm reacții publice. Ale șefilor de stat, prim-miniștri. El ne spune că au fost foarte bine primiți. Citiți până mai departe. Ia zi, nu vă rog eu. Stai mă, să-mi pun ochelari. Scoateți ochelari. Din cauza ta. Hai să-mi trag și eu sub, pentru că vorbesc de la începutul emisiunii. Da. Hai să vedem. Mulți au menționat și au spus că am venit cu temele care chiar erau importante. Care mulți? Mulți, dar... Nu. Păi, dar nu putea să spună discuții bilaterale, secrete, când el nu l-a dat secret, da? Repet, tu faci un text, da? Îl citești în seara asta și spui, aștept opiniile noastre, stimați telespectatori. Nu primești nicio opinie și spui, băi, am vorbit la telefon cu vreo câțiva. Continuați, că e și mai tare de atâta. Aceste poziții vor fi exprimate de către reprezentanții, păi a trecut atâta timp. Deci au apreciat. Da. Bun. Așa. Dar, mai departe. Dar pot să vă spun că sunt discuții foarte bune, bun, adică pentru decât, bun. Iar cu premierul Rutte ne întâlnim mereu. Cum adică să întâlnești mereu? Nu știu eu unde sunt. Avem fața o relație foarte bună. De ce? Unde se întâlnește cu el? Nu știu. Ăla e în Olanda. S-a mutat aici? Habar nu știu. S-a întâlnit acum la Bruxelles. Este chiar o competiție constructivă. Cum adică competiție constructivă? De unde e competiția? Adică mintea lui, unde e competiția? Nu dorim să stricăm proiecte bune pentru această competiție. Înțelegi ceva de aici? Nu. Păi nu competizează cu ăla? Ba da. Și cum să proiecte bune ale cui? El ce spune? Că prin această competiție vor fi mai multe proiecte și NATO va fi mai câștigat. Hai să vă dau lovitura de grație. Alo, șeful. Hai că vă întoarceți după aia. Stați o secundă. Uite o știre de ultimă oră. Honews.ro. Da. Sunteți pregătit? Nu știu ce e. Dă-i un par cu apă. Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că președintele Klaus Iohannis are șanse să devină secretar general la NATO. Iar România merită să fie reprezentată la un asemenea nivel, relatează News.ro. Păi de unde a declarat? Ciolacu a fost întrebat după ședința Consiliului Politic Național al PSD. A fost azi? Ce șanse are Klaus Iohannis să obțină funcția de conducere la NATO? Acum a venit, domnule, știrea. Uite, știrea este de la ora 20:22. Ciolacu a fost întrebat după ședința așa, ce șanse are Iohannis să obțină funcția de conducere la NATO? România are șanse. România merită să fie reprezentată la un nivel și european și NATO. Domnul președinte are șanse, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului. Poți să pun o întrebare, da. Observație? Da. Așa, dragia meu. Când a avut, când și-a anunțat el candidatura? Acum 10 zile, cred. 10 zile? O săptămână? Mai mult. Două săptămâni înseamnă. Mâine să fac două săptămâni. Sau azi. Domnul Marcel Ciolacu, din câte știm, nu a fost. A fost tot timpul... Plecat. Nu, pe la noi, a vorbit, da? Da. Ultima oară a fost la conferința de acum, da? La lansare, da? Mm-hmm. Mă, cum dracu de-abia numai azi l-au întrebat? Nu știu, mă depășește întrebarea. Păi nu, nu, n-ai înțeles poanta. Păi nu. Mm-hmm. Deci, pe buzele tuturor jurnaliștilor era întrebarea asta. El, prima zi, a doua zi, și s-a întâlnit de multe ori cu presa, a fost la Digi, la un interviu, da? Da. Nu l-a întrebat atunci, da? La conferința asta, când... La asta, când s-a lansat, putea să-l întrebe, păi la Căstoiu, da. Dom'le, dacă tot ați vorbit, uite, apropo de baza NATO și asta. De ce uite, nu l-a întrebat? N-a avut întrebările la ei. ci că, uite, telespectatorii noștri, mă rog, termenul telespectator, urmăritorii noștri, sunt mai inteligenți ca noi. Un alt beneficiu al diferențierii alegerilor prezidențiale de cele parlamentare este faptul că se elimină crearea unei personalități locomotive a unui partid, în speță George Simion.
În ce sens? Că nu mai sunt cu alea parlamentare, sunt alegerile prezidențiale și la revedere. Am toată simpatia, pune-l deoparte, nu are niciun rol aici. Cine? AUR este... Păi nu are niciun rol, ce? Pot să spun cu toate responsabilitățile. Deci, la ora actuală, Marcel Ciolacu are un mare interes, un dublu interes. AUR să fie și cât mai fascist, da? De ce? Pentru ca el... Extremist. Păi nu. Cât mai faci? Pentru ca el să vină la europeni și spună, bă, nu mai suntem noi. Am înțeles. Păi, stați că mi-a trimis George Simion. Ce lovitură? Ce lovitură de stat? În țara noastră, înspăimântați, ridicați vorbim de puterea PSD și PNL, în zilele astea, distrug orice... instituția statului. Nu-i de ajuns că aveau guvernul, nu-i de ajuns că aveau parlamentul, nu-i de ajuns că au 41 de consilii județene și vasi totalitatea primăriilor din țara asta. Ce au făcut băieții ăștia deștepți care ne conduc de 33 de ani? Și avocatul poporului l-au pus cu botul pe labe. Cei de la avocatul poporului au constatat că această comasare făcută doar pentru a opri AUR este nelegală, dar au decis să nu conteste la Curtea Constituțională. Și se fac, adică s-au făcut deja 48 de ore de când noi am mers la Curtea Constituțională, nu știau la care registratură să ne trimită, ca să facă un control de constituționalitate. Nu că am avea mari pretenții la judecătorii de la Curtea Constituțională, că tot de Iohannis sunt numiți, trăim în dictatura Klaus Werner Iohannis. Bună seara, dragi prieteni. Vă zic, de aici nu mă așteptam nici în cele mai negre scenarii pe care le-am făcut la o asemenea desfășurare în acest an electoral extrem, extrem de important pentru România, că se va întâmpla așa ceva. O să vă rog pe toți să fiți în următoarele minute alături de mine în acest live. O să vă rog pe toți să distribuiți acest live, cum o să fac și eu în cele ce urmează. Și o să vă rog pe toți să îmi spuneți dacă mergem până la capăt în lupta pe care am pornit-o și dacă sunteți gata să ieșim în stradă pentru dreptul nostru de a avea alegeri libere, de a avea libertate și de a scăpa de toți acești sclavi ai Ursulei von der Leyen din viețile noastre. Fac orice ca să ne împiedice, dar și noi trebuie să facem orice să împiedicăm, pentru că este un atac la Constituție, este un atac la legile electorale, este un atac la ideea de libertate. Păi acum s-a trezit? Deschid și eu acum... Păi, nu numai asta. Facebook-ul și pe laptop și pe... Poți să pun o întrebare? Da. Avem două partide de două părți. O alianță și el, da? De ce a început campania? Cine? Păi Nicușor Dan și-a pus peste tot. Nu putea să spună, boicotăm? A. Păi boicotăm. Nu participăm. Nu recunoaște. Chiar USR-ul nu zice nimic. Păi nu e început. Păi USR-ul a început campania. A început campania. Păi bun, și Simion ce zice? Stați o secundă. A început campania. El? Da. A început și a numit? Stați mai, ce zice a început? A, nu, că hai, deja era live, că probabil. Bine, mă. Bun, ce vrea? Că ce? Zice că lovitura de stat în desfășurare. Nu a aflat. Păi n-a aflat că a început, că e campania, că sunt candidat sau ce? Gata, s-au făcut candidat. Nu, dar ce contestă el? Că sunt comasate alegerile sau ce? Nu. Nu, au realizat ceea ce am spus noi în seara asta aici. Consiliile județene 41 le ia PSD și PNL. Da? Da. Primăriile cele mai multe le ia PSD și PNL, inclusiv în marile orașe. Da. Da? Vor avea candidat unic la prezidențiale. Alegerile vor fi în septembrie. Te auzi de unul, Sisi. Așa? Nu. El este la... Ăla, e acolo, e rezultatul primăverii arabe. În Egipt, da? A câștigat cu 97%. Da, bineînțeles. Și Putin a câștigat cu 90%. Păi nu, păi nu. Lasă-l pe Putin. Dar el ăla n-a fraudat alegerile. Sunt live. Vrei să intri în direct? Hai, mă. Păi mă sună Fanny. Nu vrei, nu? Așa.
Mă suna copilul de la Londra, cât că a aflat de Simion. Întreba Bața Cogălnicianu, de acum avem un, un punct de reper, da? Stați, domnule, un pic. Haideți că mai avem câteva minute. Spuneți-mi și mie. Să spun ce. Deci, păi nu, astăzi mă întrebați ce, ce face Simion, da? Și ce fac ăștia. Nu face nimic. Păi acum văd că a zis că e lovitură de stat, da? Lovitura, el de ce că e lovitură de stat? Că n-am fost eu atent. Că s-a dat ordonanța de urgență. Ordonanța de urgență poate fi contestată numai de avocatul poporului. A, asta cu alegeri, cu comasarea alegerilor. Și avocatul poporului n-a contestat. N-a contestat și de asta spune. Păi dar ce el? El s-a așteptat să conteste avocatul poporului? Marius Tucă. Și dacă contesta? Hai să luăm, hai să fim normal. Nu. Așa. Și dacă ar contesta? Cea mai bună formulă era în momentul în care ei au pornit mașinăria și au anunțat și ăla, cu coaliția USR, Racu, Broasca și Oștucă, și cu Oștucă, spunea, da. Nu? Este efectiv hai, măi, ia, măi. Stați. O lovitură de stat, da, să înțeleg. Plină desfășurare în țara noastră, înspăimântați o secundă. Că vor pierde puterea PSD și PNL. De unde pierd puterea? În zilele astea distrug orice instituția statului. Nu-i de ajuns că aveau guvernul, nu-i de ajuns că aveau parlamentul, nu-i de ajuns că au 41 de consilii județene și vasi totalitatea primăriilor din țara asta. Ah, da. Ce-au făcut ce-au băieții ăștia deștepți care ne conduc de 33 de ani? 35. Și avocatul poporului l-au pus cu botul. Ah, asta e, da, asta e, că nu contestă avocatul poporului comasarea alegerilor. Păi, la revedere, sănătate. Păi și ce s-au pus cu botul pe la lui? Poftim? În ce s-au pus? Că nu a contestat. Păi nu a contestat ce? Bun. Hai să vorbim pentru să nu prostim telespectatorii. Păi nu prostim pe nimeni noi. Marius Tucă. Încercăm să-i ținem... S-a decis comasarea alegerilor, da? Da. Adică localele s-au loc în iunie, da? Da. Două partide de opoziție, dacă erau serioase inclusiv, au spus, băle, noi nu participăm nici la campanie, nici la alegeri. Să trăiți. Micușor deja are și cu drulă. Da. Drulă e peste tot, ce mai bun. Nu prea e Orban săracul. Nu, încă o dată. Bun, haideți să mai citesc o știu. Păi nu mai, e clar, am înțeles. Da, gata, la revedere. Statele Unite au înaintat în Consiliul de Securitate al ONU o rezoluție pentru încetarea imediată a focului în Gaza, spune Blinken. Păi n-a fost acolo o săptămână o rezoluție identică și ei au fost singurii care au fost și au fost împotrivă, vă aduceți aminte? Da, da. Da. Bun, aveți un minut să trageți concluziile. Trăiască baza militară de la Cogălnicianu, da? Toate privirile nu mai sunt către Constantinopol, ia zic către Meca, sunt către baza militară. Către Cogălnicianu, da? Către Cogălnicianu, către baza militară, deci așteptăm. Comisia Europeană i-a cerut miercuri fostului președinte al Finlandei să pregătească un raport privind modul de îmbunătățire a pregătirii civile și de apărare a Europei. Da. Dar ce e ăsta? De ce ăsta trebuie să pregătească? Nu știu. Și că pregătirea apărării va fi un subiect principal al summitului UE, scrie Politico. Ursula von der Leyen cere Finlandei să pregătească UE pentru război. Cum să pregătească Finlanda? Reni. Finlanda are peste 1300 km graniță cu Rusia și urmărește foarte atent războiul din Ucraina. De asta. Cea mai importantă, ascultă-mă. Da, un minut, aveți și concluziile, da. Este pentru prima dată după al doilea război mondial, nici în timpul când Uniunea Europeană, care este o uniune politică, economică, morală, se transformă socială, într-o... care anunță economie de război. Proștii ăștia știu ce înseamnă economie de război? Înseamnă că ei de la unt, de la mâncare, de la ăla și dai la arme. Ei chiar nu știu ce e o economie de război. Cine, domne? Europenii? Noi! Ăștia noi proști. Ăștia care se uită la noi. Nu știu. Păi, dar și europenii, nu sunt doar rămânii aici. E posibil, Marius, că tu vorbești mie de Europa? Păi, mă, în momentul în care Macron, da? Anunță că el trimite trupe în timp ce ucrainenii stau cu crace în sus la Nisa. Da? Corect. Nu, a ieșit cineva în stradă în... Nu. Știi de ce nu iese? Și spun următor lucru. Pentru că nu cred. Pentru că nu au văzut filmul Amenințarea. În care ăia nu cred, are loc explozia nucleară și zice, băi, n-au făcut-o. Eu mai zic că nu ai mai zis la telefon. Nici nu știi.
Vine un tâmpit ca Macron, după asta vine un Scholz pe care îl aleargă babeta aia. Două zile da, adică, încep... da, adică vine sfârșitul lumii. Închei, primul război mondial, nici dracu când a izbucnit conflict. Nici măcar, dacă nu se poate. Cum să fie, mă, război? S-a terminat primul război mondial, arghezii tot. Nu se poate să vină un al doilea. A venit și al doilea. Nu înțeleg oamenii ăștia din România sau din lume că e posibil. Că ești la mâna unor tâmpiți. Macron are mari probleme la ora actuală. Partidul lui pentru europarlamentari este mult în spatele extremei drepte. Asta e foarte bun, credea locul lui Le Pen. Și atunci a găsit culoarul ăsta. Are un culoar. Da, dar culoarul ăsta vreau să... Asta sunt neliniștit. Mie nu știi cum se angrenează, da? Repet, atunci Austria a atacat Serbia, da? Toți pariind că nimeni nu intervine. Ei, și-a intervenit Rusia. Păi să știi, dracu știe, adică te trezești la un moment dat cu niște tâmpiți și prea târziu. Aveți buncăr la Găgești? Nu, mă rog. Păi aveți chioșc. A, 75. Dumnezeu, să stați în chioșc la Găgești, da? După nu, o viață mă, de... Mai ales că ai mai pomenit... În care ați fost celebru, stați în chioșc să citiți nu, asta despre Rusia mă, 2000, și să vină bomba. Mă, mie nu vine să cred că în 2024 vorbești de economie de război. Nu s-a vorbit după 45. Nu înțeleg de ce economie de război. Ce să facă? Că... Să taie untul. Nu, dacă n-ar fi... Și pufarinele mă, și pufuleții. Dacă niciunul din state, inclusiv Rusia, nu ar avea armă nucleară, zis, mă, ne pregătim, da? Da. Cu câtă... Poți să ai 1.000.000 de tancuri, da? Dacă da, ăla da. Dă arma nucleară... La revedere, sănătate. Haideți să vă spun și eu, vă pun o întrebare inteligentă în seara asta. E. Că am obosit cu baza, cu Gălinceanu ăsta, o să visăm. Mergem, facem reportaj de acolo. Unde ați vrea să vă petreceți sfârșitul lumii? Ai, puse întrebări sinistre. Nu știu, mai destul că... Probabil că niciunul dintre noi nu va fi conștient că e sfârșitul lumii. Păi nu, încă... Presupunem că ați fi conștient că vine sfârșitul. Nu pot să fiu conștient. Mai sperăm. Păi dumneavoastră tocmai a spus că, uite așa, deci vă gândiți că ar putea fi. Unde ați vrea să vă petreceți? Citind, bănuiesc, nu? Citind, păi ce să fac altceva? Mă poate prinde. Eu aș face altceva. A, știu. Nu mai merge. Știu. Vorbești prostii. Ca de obicei. Mor. Deși în aici. Filmul se numește Sreat. Amenințare. Aș pescui, Marius, aș bea o șampanie, Marius, Franța, că tot mă enervează Macron ăsta. Marius, că rămâne șampanie scena franțuză. Aia că n-are loc prima explozie nucleară la Manchester și da, aia ies de sub mașină da. Și zice, bă, ne-au făcut-o. Da. Că nimeni nu credea. E o imagine asta, e adevărat. A fost Ion Cristoiu, mulțumesc, Marele Jack. Și baze militare. Și baze militare. Și tu câte camere ai acolo? Două. Eu am două, dar eu nu fac ce... Păi nu, dar ăsta e... Sunt de la țar, nu? La Caracal, bine că avem telefon. Recunoaște în final că la 75 de ani eu sunt bun la IT. Nu, cel mai bun. Adică sunteți profesor, puteți să predați o lecție în sensul ăsta. Fost Ion Cristoiu, Marele Jack. Mulțumesc mult. Țineți aproape.